dacă stă mașina de poliție la umbră, în rond. De ce să nu oprească și jeepanul? Și cu Renault de Giurgiu. Chiar dacă e semn care interzice și până la și după oprirea și staționarea. Am cu ce? Trebuie la farmacie și mimez avarii. Bună ziua! Nu e așa că e ilegal și periculos staționați aici unde e interzis? Și dați un exemplu prost și altor șoferi. Ia uitați-vă în spate ce exemplu prost dați altor șoferi. Mă refer mai ales la domnul șofer. Ia uitați-vă, mașini care staționează fix ca dumneavoastră în mod ilegal. Păi, a trebuit întâi să vă amendați pe dumneavoastră. Ba da, dacă aveați treabă care să vă permită staționați în loc ilegal, ați fi pornit girofarul. De altfel așteptați probabil să vă treacă ziua de muncă și să vă vină salariul. Le-au luat mașini noi și îi fac aceleași năzdrăvănii cu mașinile noi. Cum făceau și cu Loganurile sau ce mașini mai avea. Dacă ei primi încalcă legea, ce să înțeleagă cetățeanul de rând? Sper că-i vede și ministru. Au treabă. Halal treabă.